Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi sunt la căsuța de la țară împreună cu Baby și cu Bruno, care nu știu exact pe unde a fugit. Și tocmai ce vreau să mă pun să cosesc iarba, pentru că uitați-vă și voi ce junglă a crescut pe aici. Deci barza asta abia se mai vede. Trifoiul, iarba, toate. Mașina de tuns iarba nu pornește, n-am reușit să o repar. Și am zis să bag în funcțiune motocoasa. Și când ce să vezi, nu găseam uleiul. Uleiul de amestec cu benzină, dar l-a găsit acum Baby și urmează să bag în motocoasă. Da, să bag în motocoasă și să dau măcar porțiunea asta, pentru că nu vreau să cosesc totul deodată, pentru că iarba o voi strânge și o voi da la păsări, pentru că le place foarte mult. Sper să pornească dacă băgăm combustibil. Unde ai găsit ăla? Păi zi! E secret? Mai bine rămâne secret. Tu l-ai pitit pe undeva. Normal că eu. Cine se pricepe așa bine ca mine? De obicei, Baby, când pune un lucru undeva, nu prea... Nu știu, observ, dar bidonul ăsta are altul. Nu prea știe. Că nu e bidonul ăla. A, deci nu l-ai găsit. Am găsit, dar n-are capac. De asta zic, povestea e lungă. Și de râs? E normal. Dacă nu-i de râs, e de plâns și nu-mi place. Hai să vedem, sper să pornească. Asta până acum nu ne-a lăsat. Mașina aia de tuns iarba, am dat pe ea o grămadă de bani și... Bine. Nu are nimic, dar... Da, vedem. Bugia. Asta zic. Cum? Asta zic. Hai să vedem cu bugia schimbat. Nu știu ce are. Că dă semne să o ia. Nu. Mă contrag de asta. Trebuie să pornesc. Las-o puțin. Nu știu ce are, deci. Când vreau să mă pun să fac treaba aici, deci nici nu încep treaba și nu găsesc ulei, eu acum nu pornește asta. Deci nu mai vrea. Grădina asta nu mai mă vrea. Orice vreau să fac, nu se poate. Drujba nu merge. Da, ea nu știu ce e cu ea, curge uleiul ăla în halul ăla din ea. Nu am făcut nimic, ultima oară a mers.
am pus-o la loc cu ei, am luat-o, i-am pus-o lui, i-am completat că avea nevoie și... Deci nicio sculă, toate m-au părăsit. Pe bune, și asta chiar m-a ținut, am folosit-o mult și a fost cea mai ieftină. Drujba a doua, am dat 600-700 de lei pe ea. Nu mai țin minte cât. Pe mașina de tuns 1000-1200. Mașina nu are nimic, îi trebuie schimbată bujia, dar e problema că a fost ea afișată acolo în raft și n-a avut cutie cu scule cu astea. Până acum ați undeam jumătate. Știu. Păi oricum de fiată obosim mai tare să le pornim pe decât ce facem cu ele. Și asta ce mi-ar trebui un nou, dar parcă îl ridicam, nu știu sigur. Și am zis, îl ridicam și parcă coboram. Gata, a luat-o. Trebuie ulei. Deci am schimbat bujia, i-am pus benzină, i-am pus tot ce trebuie, i-am schimbat și capul, i-am pus fir. Și când a fost păstrat, se oprește motorul. Deci mi-l oprește. Pornesc. Și când dau drumul să se învârte acolo, apăs aici. Și normal trebuie să se învârte acolo. Eu când apăs aici să-i dau, se învârte, se oprește motorul, deci nu vrea. Dar ce are că... Toate au mers ultima oară și nu le-am făcut absolut nimic. Contestează toate limitele, tot, nu numai. Deci nu le-am făcut nimic la sculele astea, nu le-am atins, decât le-am ținut acolo frumos în magazie. Și parcă cineva a venit și le-a făcut vreo magie, l-a fermecat, le-a schimbat piesele, le-a schimbat obiceiurile. Nu vrea. Deci normal când apăsam pe ăla, acceleram și se învârtea asta, că și acum mă oprește pur și simplu. Nu... Și am schimbat capătul cu totul, adică nu să zici că am schimbat lama cu fir. E cu totul alt capăt, deci nu e ca și cum pur și simplu îi dau stop. Grădina asta, cred că mai are de așteptat, lăsăm aici să facă junglă, așa de 2 metri. N-am nicio idee.
Nu știu dacă se vede. O, sper măcar se audă că am geamul închis. Dar uitați cum fac albinele. Roiesc? Sau ce se întâmplă? Deși în fața casei la fel. E iarba așa de mare că poți să creezi un labirint dacă vrei. Vezi? Văd. Să țin mașina mai sus, dar prea mare, nu știu cum o să intru. Cred că va trebui să o luăm eu cu motocoasă. Adică o să iau cu mașina cât cred eu că merge. Da. Păi da. Da, mă, Mirca a putut să trec pe acolo. Și eu. Dar vezi că e sus, acum pot să trec pe ea normal, știi? Heavy duty, nu jucărie! Trebuie să fii puțin tâmpit,
cred că s-a umplut atât de... Hai să o eliberăm, da. E ceva de muncă, da? Bine că am... De undeva trebuie să începem. A, s-a umplut. Bine că am... Repara mașina, hai la păsări. Până la urmă am reparat mașina, am reușit să schimbăm bujia. Cu greu, mi-a spus vecinul că îi trebuie, cum îi zice, aia țigănească. Da, cheie țigănească. El cheie nu țigănească și în altul vecinul. I-am schimbat bujia, tot n-am mers. Benzină îi pusem dinainte. Și s-a uitat baby la ulei. I-am pus ulei și a mers. Era cu minus uleiul. Pentru că noi nu am pus ulei decât când l-am cumpărat odată. Să vedeți ce vine asta aici la iarbă, la cricoi, la... Bruno, vreți niște iarbă? Știu sigur că o să fiu criticat acolo că tind iarbă așa, dar am încercat cu motocoasa cu fir, este foarte dificil. Așa. Asta mi se pare cea mai bună variantă. Dar nu voi mai lăsa iarba să crească atât. Dar nici acum n-ai fi lăsat-o, dar cât a plouat în ultima vreme, n-avei când. Da, haideți să terminăm aici. Uitați-vă cu diferență. Aici, da, aici, unde mașina, se vede cel mai mult. A crescut trifoiul ăsta. Bine, și acolo la pompă. Care și mai bine. Depășește orice fel de normă. Da, acolo motocoasă o să mă bag. Da. Da, păi e bucata mică și ok. Da. O bag cu motocoasă și mai cu mașina. Mai era niște iarbă aici. Păi așa e, că pe acolo iese și intră în sac. Bag un sac. Nu pierdem nimic. Avem păsări de hrănit. Invers. Invers. Așa. Și acum țin-o de mânerul de sus. Mânerul de sus. Acolo, acolo. Exact. No. Vezi, nu e. Zic așa, vine. Păi dacă spun că nu. Dragostea mea. Dă-mi coace. Uite. Iei de asta așa. Pită. Întorci în pe. Aaa, invers-o că l-am dat. Asta e cum am depășit. Ia că. Așa scoate iarba aia. Ce greu. Și înainte trebuie să fac tot asta ca să o umpiu. Da. Da, aici voi da cu motocoasa.
Astăzi fac doar porțiunea asta. Și mâine, poi mine, restul, pentru că vreau să dau iarba la păsă. Și e păcat să fac totul acum și să se usuce iarba. Avem parte și de o zi frumoasă. Ieri a plouat mai toată ziua. Nu puternic, dar a plouat. A plouat și aseară. Și păsările mănâncă. Deci mănâncă la greu. Hai, papica! Să scormonim un pic. E scormonită, nu-i gustoasă. Noi le-am dat aproape fiecare zi. Am jumulit din grădină și le-am dat. Aici mai avem doar două gâște, rațele leșești și găinile. Restul am mai dat din ele, am mai pus pe varză, mai o ciorbă de pasăre, așa la țară. Și haideți să vă arăt puțin jungla, aici v-am arătat. Natură, verdeață, frumos, puțin sălbatic, dar și aici la fel. Am de cosit vreo 2500 de metri aproape. 1700 și 700. Deci aici e picul de un metru. Da, o să se vadă foarte frumos după ce o voi cosi. Bruno, că vă era dor de el, de Hercule nu prea întreabă nimeni. Era cel mai devreme pe aici, a fugit, pentru că se sperie când aude motorul de la mașină sau aspiratorul sau... Ați înțeles ideea. Bruno, ia de tu lăbuță la tati, bravo. Celaltă. Și salut aici pe prietenii tăi. Ia salută-i, vorbește. Zi. Vorbește. Haide sus. Caută jucăria, unde e jucăria? Unde e jucăria? Adu la tati. Am observat că îi place să se pună în iarba asta cosită. Adu la tati. Nu lemnul, dar haide jos. Ia, baby, ia. Joacă-te puțin cu el. Stai. Are și el admiratorii lui. Are și el admiratorii lui, mă, baby. Trebuie să fie și el văzut. Da, adevărul e că este un câine iubit de lume. Rasa asta, labrador, în general. Oriunde mergem cu el. Ni s-a cerut, chiar ne-a recunoscut cineva la slănic odată și ne-a cerut să facă poză copilul cu Bruno. Da, mi s-a părut tare că a fost și recunoscut, dar și de... Nu-i interesat de noi, ce faci, ce... Poate să facă la mic poză cu Bruno. Și Herculica? A fugit de... Nu-i în casă, ia vezi. Vezi dacă e în casă. Te-a zgâriat, a? Și știu că s-a speriat. A fugit, da. Bine, haide să terminăm aici acum. Și acum, la sfârșit, a lăsat și pe baby puțin. A zis că vrea să... A zis că vrea să simtă și ea puțin utilă, să vadă cum e. De toate că știe, că am mai încercat anul trecut. Haide, baby! Bine așa! Să știți că nu e greu, dar nici nu e chiar așa ușor cum pare, mai ales cu bălăriile astea înalte. Când e iarba mică, da, e mult mai ușor. Dar chiar îmi pare bine că a reușit să tun bălăria aia mare și v-am spus, abia aștept să fac și în partea asta, nu mă grăbesc, dar e păcat să arunc iarba. Adică dacă o fac acum, se usucă până mâine și așa mâine o dau la păsări.
dar e o diferență, cum se spune, de la cer la pământ. Bravo, baby! Asta scrie pe spatele ei. Force is female, adică forța e femeia. Voi ce spuneți? Are dreptate? Eu zic că bărbatul e forța, femeia e emoția. Gata, vei! Uitați ce-i place să stea în iarba asta tunsă. Bruno, pe spate, băiatul. Pe spate. Haide, vin la tati aici. Sus. Sus la tati. Bravo, băiatul. Da, cam atât deocamdată cu tunsul ierbii. N-am putut să mă abțin și am mai intrat. Am mai făcut o cărare și pe aici, așa. Mi-a dat așa o tură. Normal, v-am spus, aș fi dat toată curtea, dar păstrez iarba. E timp. Aici am dat ieri cu motocoasa, cu fir și uitați diferență. Că aia a intrat, am luat și iarba cu totul, a rămas doar pământul. Probabil că nici nu mă pricepe. Prima dată când am dat cu ea cu fir, am văzut că este foarte bună pentru iarba asta dintre dale. Chiar e foarte bună. Aici papucii mei, pentru că deja m-am descălțat ca să merg prin iarba asta tunsă. Deci e un covor de ăsta. De fapt, este un covor natural. Am văzut că și Bruno apreciază. Da, mi-a trebuit sus. Și Bruno apreciază munca și calitatea. Hai să mergem. Hai să mergem, hai să mâncăm, băiatul, haide. Hai să mâncăm jinițele, haide, băiatul. Haide. Adică acum am jinițele. Și baby s-a pus aici, la meditat. La ce meditezi, baby? Te cred, toată iarna. Da, adevărul că, na, primăvara, vara și toamna chiar sunt frumoase. Și primăvara a fost cam neprimăvară de data asta. Dar, aia e. Și aici mi-a gătit baby ai. Mi-a prăjit niște cartofi și astea sunt făcute de dimineață. Niște jnițele de pui. Uite, eu mi-am luat un cuțit. Nu l-am văzut pe ăsta aici. Deci, e. Să vă arăt cum se mănâncă jnițele, cum mănânc eu acasă. Iau un fund ăsta, îl tai frumos așa, felii, după aia mi-a spus cineva că mănânc sărat, da, cartofi prăjiți și carne și astea fără sare. E ca și cum ai bea bere caldă. Deci la cartofi, sare. Cartofi fără sare nu mănânc. Așa. Aici maioneză cu usturoi. Se ia bucata de șnițel. Și de obicei se mănâncă cu gura închisă.
nu prea se plescă ei la masă, mai greu așa pentru bărbați, dar în timp înveți. Deci, baby, când ne mai uităm la anumite vloguri și aude că începe cineva și plescă, se ridică și pleacă. Și îi spun, vină încoacă, dau înainte, nu pleca. Și la fel îmi făcea și mie, mă auzea că plescă, se ridica de la masă și pleca. Și îmi dădeam seama, baby, vină încoacă. Și se mănâncă cu mâna. Un pahar cu apă, te rog. Pune pauză. Pâinea nu prea așa are loc aici. Da. Dacă se foame tare și e porția mai mică, mai adaugi pâine. Și o umpli stomacul. Nu vrei să spui că ți-am făcut o porție mică? Păi nu, de-aia zis tu. La mine nu și-are rost. Ia uitați, am nevoie, mai bag mâna într-o zniță, în locul ăla de restaurant, fix. Și chiar e și foarte bun. Și znițul, și chiar mai bun ca la multe restaurante. Ca să fi fost complet așa tot ca lumea mergea și o maioneză de aia de casă, știi? Cu pula salată de băuf. Și cu usturoi, la mine, la tine știu că... Eu să fac din aia pentru ca să mănânci așa cu șnițele, că trebuie făcut dintr-un nou, că n-ai cum să faci mai puțin și aia nu rezistă pe asta cu lunile. Trebuie da. În frigider, pa și la revedere. Asta e? Da. Și asta va fi desertul. Nu știu ce e exact. Prima oară când cumpăr, zilele astea am avut tort făcut de baby. Dar nu mai are ingrediente acum și urmează să mergi la cumpărături mâine. Să... Ori tort, ori bătută de aia. Eu cred că bătută, ca să alternăm un pic ce fac. Termin un tort și mai fac un tort. A fost bun. N-ai văzut cât a ținut? 3 zile. Puțin. Și dita mai tortă. Mare tort pe care l-am făcut până acum. Da, mânca și tu. Mânca, da. Mânca, mânca câte felii în fiecare zi. Că nu. Da, mă bătută de aia. Mm-hmm. Și iarăși mai pot să câte ouă intră de aia? Puțintele? Mm. Mă rog, puțintele. Intră 5, 7 ouă. 7 ouă, că știu, de la bunica Gherghina. Dar comparativ cu tortul sunt mai puțintele, dar mă gândeam în loc de tort, data viitoare să fac o ruladă. Tot așa din blat ca la tort, știi? Numai că o însiropez, pun crema, adică fac o singură fâșie așa pe, în tavă și după aia o rulez așa să fie ruladă. Nu vrei, nu? Tort și pui pe el acolo, 12.000 de bani, 12.000. Dacă ajung la 13 până îl faci? Nu știu, am 12.000 și ceva, nu știu. 12.285 avea ieri. Nu, mai e. Nu e bine de... Sunt cu ochiul pe tine. Sunt cu ochiul pe tine. Și eu am 3.200. S-au dus două jumitele. Avem un subțire așa. Deci, după cum vedeți, am mâncat tot. Toți cartofii și jenițelele. Deci chiar le-am îndesat puțin.
Și hai să vedem acum. Prima dată când mănânc prăjitură Budapest. Am cumpărat de la un supermarket. Mai avea ceva ora 12. Și hai să, nu știu cum e asta, să încerc ceva nou. Ia. Așa, 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 nu e cine știe ce. Să-mi fie de bine, foarte bună masa, masa de ieri, pentru că a mai trecut o zi. Și vreau să vă arăt ce am făcut dimineață, și anume că am terminat aici, în mare parte, de cosit iarba. Iarba de aici din față. Ieri făcusem doar partea asta. Și am continuat până aici. Am vrut să cosesc și iarba asta după margini, dar iarăși nu pornește motocoasa. Ați văzut la începutul videoclipului cât m-am chinuit să o pornesc și în mod normal n-aș fi filmat, nu știu, 5 minute, 10 minute cât mi-a luat, dar am vrut doar să vă arăt că chiar mă chinui cu ea. Și acum la fel, am dat vreo 5 minute, am tras de ea, am tras de ea, am tras de ea și nu vrea să pornească. Și chiar nu știu ce să-i fac. Da, chiar îmi place cum se vede, în sfârșit am scăpat de iarba aia mare. Uitați că m-am băgat cu mașina pe unde am putut și pe aici, o să aplic aceeași schemă cu ea pe două roți ca să iau și să tun și iarba asta, dar mâine, poi mâine, nu știu exact, bine, mâine este duminică, nu știu dacă voi munci. Și am făcut așa, am băgat mașina exact până aici, ca o mică cărare, iar acolo albinele care sunt puse pe treabă. Ați văzut că am filmat, de fapt în filmarea de mai devreme, eu filmam de aici de la geam, iar aici în față era plin, 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 plin de albine și nu numai, în jurul casei la fel. Deci în fața casei era plin de albine, mi-era și frică să ies din casă. Și am întrebat pe un grup pe Facebook și mi-a spus că este zbor de orientare pentru puietul de albine, pentru tinerile albine. Bine, că mulți au spus că e posibil să roiască sau să fie furtișag, dar varianta corectă, cred eu, că asta este, că a fost un zbor de orientare. Haideți să vedeți aici. Herculică? Pisu? Ce face pisu? Mă răsfățatule, mă. Herculică? Haide, pis, pis! S-a băgat el sub scaun aici. A fost plecat vreo două zile de acasă. Are gagică. Mă, Herculică, mă! Și probabil că e obosit. Ce, băiatuși, tu ești gelos, nu? Unde e mingea? Caută! Caută mingea! Haide, băiatu. Da, vorbeam mai devreme de albine. Este singurul stup din trei care a rămas, care a supraviețuit peste iarnă. Și, de fapt, nici nu cred că e vorba de supraviețuire. Pentru că eu nu am găsit albinele moarte în ceilalți doi stupi. Pur și simplu au dispărut. Probabil că au plecat, nu știu. Cam atât în vlogul de ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, apăsați butonul de like. Cred că nu vă este silă să apăsați acolo un like. Pe mine mă ajută. Lăsați și un comentariu dacă vreți să mai vedeți clipuri de aici, de la căsuța de la țară. Vor urma și
alte viduri. De aici a început vremea bună și o să mai facem un alta prin curte. Vom filma. Da, până atunci eu vă salut, vă urez o zi frumoasă, sănătate și, bineînțeles, să ne auzim cu bine data viitoare la un nou video. La revedere!